Astăzi s-a anticipat deja, pentru că mi s-a cerut să trimit înainte subiectul. Și mulțumesc că ați pregătit foarte bine așa atmosfera duhovnicească pentru tema iertării. Și vom porni de la un text din Vechiul Testament. Vom citi un pasaj din Genesa, capitolul 45. Ne ridicăm cu întreaga adunare, semn de respect pentru cuvântul Domnului, și vom citi primele 15 versete din Genesa 45. Iosif se face cunoscut fraților săi. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat: scoateți afară pe toată lumea! Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi: eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu. Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi: apropiați-vă de mine. Și s-au apropiat. El a zis: eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceris. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de vă suiți la tatăl meu și spuneți-i: așa a vorbit fiul tău Iosif. Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul. Coboară-te la mine și nu zăbovi. Vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine, tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă 5 ani de foamete și astfel nu vei pieri tu, casa ta și tot ce este al tău. Voi vedeți cu ochii voștri și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui că eu însumi vă vorbesc. Istorisiți tatălui meu toată slava pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut și aduceți aici cât mai curând pe tatăl meu. Și el s-a aruncat pe gâtul fratelui său Beniamin și a plâns. Și Beniamin a plâns și el pe gâtul lui. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea frații lui au stat de vorbă cu el. Amin. Dumnezeu e gata să ne învețe o mare lecție astăzi. Mintea noastră să fie deschisă să înțelegem, inima să fie primitoare și să plecăm mai iertători de cum am venit. Și Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mesajul l-am intitulat: când providența te ajută să ierți.
Providența este lucrarea suverană a lui Dumnezeu în istorie, în viața noastră. El, Dumnezeu, care știe totul despre noi, știe istoria noastră mai dinainte de a ne fi născut noi. Pe Dumnezeu nimic nu-L surprinde. El vede înainte, El își cunoaște înainte. Noi sigur nu înțelegem de ce ni se întâmplă anumite lucruri. Încercăm explicații, dar nu prea reușim. Și din când în când Dumnezeu ne descoperă, ne mai trimite un cuvânt de la El. Dar legătura cu El, intimă cu El, ar trebui să ne dea siguranță. Și să ne încredem în El în orice vreme, indiferent ce vine peste noi. El, Dumnezeul acesta suveran, guvernează în întreg universul. Dumnezeul acesta susține întreg universul. Te-ai sculat dimineață și ai respirat. N-ai avut nicio surpriză. Ai tot ce trebuie să te bucuri de fiecare zi. Asta este suveranitatea și providența lui Dumnezeu. El asigură totul ca să funcționeze în acest univers. Trupul tău, mintea ta, sufletul tău. Iar noi ne facem rău unii altora. Ne vorbim de rău, ne jignim, ne rănim. Apar certuri, separări, conflicte care dor. Și ne umplem de neiertare. Și când nu ierți, inima ta plină de amărăciune, de mânie, pregătește terenul pentru cel rău să mai câștige ceva în inima ta. Orice neiertare a noastră creează condițiile pentru Satana să câștige teren în inima noastră. Știu, unei este greu să iertăm, mai ales când răul e mare și voit și nu găsim resurse în noi. Să iertăm. Am vrea. De ce avem nevoie de ajutor din afară? Avem nevoie de o putere din afara noastră care să ne ajute să iertăm, să scăpăm de amărăciuni, de mânie. Azi vom învăța cum această providență, înțelegerea providenței lui Dumnezeu, ne ajută să iertăm. Și îl vom analiza pe Iosif, pentru că de la el vom încerca să învățăm niște principii. Sigur, Domnul nostru Iisus Hristos este modelul suprem, la El ne raportăm totdeauna. Și să știți că sunt exegeți ai Bibliei care studiază Scriptura și văd foarte multe paralele între Iosif și Iisus. Dacă veți încerca așa să faceți paralela aceasta, e un exercițiu foarte plăcut. Dar voi vorbi și despre Domnul Hristos. Cum să învățăm iertarea de la Iosif, care și-a iertat frații lui de corp, care l-au vândut să fie rob în Egipt. Contextul e cunoscut, vi-l aduc aminte doar. Iosif a crescut într-o familie foarte bună, înstărită, mai avea 11 frați și avea un viitor frumos înainte. Dar, de la un moment dat, tatăl a arătat o simpatie în plus, o afinitate în plus față de băiatul acesta, Iosif. Poate că era genul acela de părinte care știe că băiatul acesta e special.
Mie mama mereu mi-a spus lucrul acesta, că am toți părinții văd așa în copiilor. Mi-a dat Dumnezeu un copil, va fi special, așa să fie. Dar mama ține minte că îmi tot pomenea și făcea paralela cu Samuel și Ana, mama lui Samuel, care l-a dat Domnului în slujire. Și iată că s-a împlinit și în cazul meu. Este ceva acolo. Ei, gândiți-vă la Iacov, tatăl lui Iosif și a celorlalți băieți. Îi avea pe toți acolo. Iosif era încă mai mic, nu era cel mai mic, dar avea o simpatie, niște sentimente, poate gesturi, au fost niște gesturi speciale din partea lui tatălui pentru Iosif. Și ceilalți frați au început să-l urască. Și l-a urât așa de mult că nu putea să-i vorbească și într-o zi frații lui au vrut să-l omoare. Dar unul dintre ei, numit Iuda, a venit cu ideea să nu-l omoare, ci să-l vândă rob. Și așa au făcut. Și Iosif a ajuns rob într-o țară îndepărtată, în Egipt, țară străină. Acum, noi n-am fost robi, ca să știm ce înseamnă să-ți schimbi statutul din fiu în rob. Dintr-o dată ești fără privilegii, așa a ajuns și Iosif. Fără niciun drept, într-o țară străină. Am mai întâlnit români prin diasporă care mi-au spus, când am ajuns aici, am vrut să plec înapoi imediat. Ce aveam eu în țară? Cine eram eu în țară? Și când ajunge acolo să speli vase la restaurant sau să muncești la un patron care îți promite un preț, un salar și îți dă altceva, mai puțin. Treci prin stări groaznice și mai mulți de-ai noștri, în bisericile noastre, au ajuns și au trecut prin perioade foarte grele, ca niște robe au ajuns. Din fii, liberi, antreprenori, au ajuns robi. Așa a ajuns și Iosif. Ca rob, vă dați seama, puteai să mori oricând, stăpânul te avea la dispoziție. Ce să te mai gândești la viitor? Făceai ce ți se spunea. Când ți se spunea, cu cât timp, erai la cheremul unui alt om. Și dacă la sfârșitul zilei mai erai în viață, îi mulțumea lui Dumnezeu. Și Iosif acesta trăiește coșmarul vieții lui. Așa îi se părea lui. Dar nu citim niciodată că Iosif a vorbit ceva necuvincios împotriva lui Dumnezeu. A avut grijă că această relație cu Dumnezeu cel viu și adevărat să fie curată. Pentru că Dumnezeu avea un plan cu Iosif, el nu-și dădea seama atunci ce urma. Dar noi vedem și el cred că a înțeles prin tot ce a urmat că mâna lui Dumnezeu, adică providența, mâna lui Dumnezeu era cu el. Și prin niște situații dramatice el ajunge primul ministru al Egiptului. A apărut o criză economică, Dumnezeu i-a dat înțelepciune, ce să facă, să salveze și țara aceea. Și deodată se trezește cu frații lui, în fața lui.
Cei care l-au vândut. Sigur, Iosif îi recunoaște, vrea să-i ajute, dar scopul lui a fost să ajungă la tatăl lui. Și a conceput un plan care până la urmă a funcționat. A doua oară vin frații cu Beniamin, cu fratele cel mic, care la prima lor venire nu l-au adus pe băiatul cel mic. Frații, Iosif a vrut să-l vadă și pe fratele lui cel mic. Și acum erau toți acolo, el cu 11 frați, fără tată. Și te gândești, cum să ierți pe cei care te-au vândut? Sunt acolo în fața ta. Poți să faci ce vrei cu ei. Acolo. Aveai putere. Și m-am gândit, ce anume l-a determinat, l-a motivat, l-a ajutat pe Iosif să ierte. Și nu numai atât, să ajute. Aș vrea să ne uităm în profunzimea vorbelor lui Iosif, pentru că din vorbele lui și atitudinea lui putem extrage câteva lecții minunate. Eu cred că Iosif a putut să ierte pentru că avea o constantă relație cu Dumnezeul lui. Orice făcea el se raporta la Dumnezeu. Dacă veți citi capitolele anterioare, veți vedea. Grija lui prima a fost, ce zice Dumnezeu dacă fac asta? Da, cum mă vede Dumnezeu? Ce îi spun lui Dumnezeu? Această teologie de sus, o teologie care, în primul rând, pornește cu Dumnezeu suveran, a fost baza lui, baza de gândire și baza de făptuire. Și iertarea pe care Iosif a dat-o fraților lui a venit dintr-o teologie corectă. Și teologia lui, adică crezul lui era, Dumnezeu e suveran, știe ce face, eu sunt sub suveranitatea lui, lui dau socoteală, ce-mi cere el, asta voi face. Vedeți, noi încercăm să iertăm pe oamenii care ne-au greșit prin puterile noastre și tot ne uităm în noi înșine, poate găsim ceva bun acolo, dar nu prea găsim. Când te uiți la tine, la puterile tale să ierți pe cineva, nu prea vei reuși. Pentru că noi suntem păcătoși. Toate încercările noastre sunt infectate. Avem nevoie de o putere din afară care să curețe și inițiativele noastre, gândurile noastre. De aceea puterea iertării vine dintr-o înțelegere corectă a lui Dumnezeu. Și acum am trei idei. Cum a înțeles Iosif relația cu Dumnezeu și că trebuie să ierte pe frații lui? Că Domnul le-a spus. N-a fost în puterea lui. Primul gând pe care l-am este acesta, că Dumnezeu a permis ca el să sufere. E foarte greu să accepți aceasta, pentru că tu crezi într-un Dumnezeu suveran care poate interveni să oprească suferința, răul, dar el nu face. Vedeți, Dumnezeul nostru ne-a creat cu liber arbitru, cu putere de decizie. Ar putea să intervină, dar nu face pentru că ne respectă demnitatea alegerii. Așa ne-a făcut el. De aceea ce alegem noi este împreună cu consecințele. Așteaptă-te la asta. Dar când frații erau înaintea lui, Iosif, care trăia mereu în contact cu Dumnezeul suveran, providențial,
a înțeles că Dumnezeu a permis toată suferința lui, prin câte a trecut el. De aceea, sursa principală a lui n-a fost în el, ci în această providență lui Dumnezeu. El a înțeles că Dumnezeu a fost totdeauna în viața lui. De aceea, ați observat în text niște expresii? Versetul 5. Ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu. Versetul 7. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră. Versetul 8. Nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. Deci, Iosif, când se uită retrospectiv la viața lui, nu începe să acuze, Doamne, de ce faci asta? De ce ai îngăduit asta? Se uită și zice, Doamne, Tu ai îngăduit, am încredere în Tine, Tu ai permis, eu știu că ai un plan, știu, este ceva, nu înțeleg, dar înțeleg că Tu m-ai trimis, Tu m-ai împins, Tu ai permis. Iosif nu neagă răul pe care l-a făcut frații lui. Nu diminuează realitatea răului. Ei l-au vândut, într-adevăr. Dar înțelege că Dumnezeu a îngăduit toate acestea pentru că are un plan. De aceea el spune simplu, Dumnezeu în planul lui m-a trimis. E minunat. Este ceva ce ar trebui să fie limbajul nostru. Iosif vedea mâna lui Dumnezeu în fiecare încercare prin care a trecut. Asta nu e simplu. E ușor așa să vorbești, dar când ești tu în mijlocul încercării, e greu să spui, Doamne, accept ce se întâmplă cu mine, nu înțeleg, dar Tu știi, eu nu înțeleg, dar știe El, că așa frumos cântăm. Deci singura variantă pentru un credincios adevărat este să se smerească înainte lui Dumnezeu, să accepte suveranitatea lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelege de ce Dumnezeu permite anumite suferințe. Nu știu, Doamne, de ce îngădui asta, dar aleg să mă smeresc înaintea Ta și să mă încred în Tine. E o chestiune, vedeți, în final de alegere. E conștientizarea faptului că ești în mâinile unui Dumnezeu suveran. Și nu cei răi sunt în vizorul tău. De aceea, eu cred așa, că atunci când Iosif îi avea pe frații lui în față, ei, da, i-au făcut rău, dar Iosif gândea de sus în jos, că perspectiva de sus îți clarifică ce se întâmplă jos. Și a zis, Dumnezeu a îngăduit, da, voi mi-ați făcut rău, dar nu voi sunteți problema principală, pe mine nici nu asta mă interesează. Dumnezeu, veți da socoteală de ce ați făcut rău, da? Pe mine mă interesează de ce Dumnezeu a îngăduit asta. Înseamnă că El are un plan cu mine. Pentru că niciun păr din cap nu-mi cade fără știrea Lui. Vedeți, anumite lucruri în viață pe care ți le fac alții și îți fac rău, tu trebuie să le privești retrospectiv, de sus în jos. Nu înțelegi imediat, poate Dumnezeu nici nu vrea să-ți descopere imediat, pentru că nu ești pregătit să înțelegi anumite lucruri. Eu nu cred că dacă Dumnezeu ar fi descoperit lui Iosif și eu într-o vedenie sau altfel. Iosif, vezi că vei ajunge rob în Egipt, da?
Vei fi acuzat de imoralitate. Dar eu am plan cu tine, nu cred că l-ar fi ajutat prea mult. De aceea, frați și surori, trebuie să ne limităm așteptările noastre față de descoperirile lui Dumnezeu. Nu insistați prea mult asupra lor. Nu cereți explicații prea des. Nu-i nevoie. Noi nu suntem pregătiți totdeauna să înțelegem de ce Dumnezeu permite anumite lucruri să vină peste noi. Important este să te încrezi în Domnul tău totdeauna. Dar al doilea lucru pe care eu l-am văzut aici la Iosif și mă construiesc, vedeți, un argument aici, este că Iosif a înțeles că Dumnezeu îi cere să ierte ca să schimbe un rău într-un bine. Iosif a refuzat să se răzbune pe frații lui, a refuzat să facă pe Dumnezeul, pe Dumnezeu în viața fraților lui. De altfel, în capitolul 50, când iarăși Iosif face o recenzie, o revizuire a ce s-a întâmplat, în Geneza 50, spune versetul 19, Iosif le-a zis, fiți fără teamă că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Versetul 19, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? El știa că Dumnezeu conduce universul, Dumnezeu decide, Dumnezeu programează. N-ai voie să dai sentințe în locul lui Dumnezeu. De aceea spune Iosif în 45:5, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă scap viața. Eu trebuie să vă iert. Viața voastră e mai importantă, e mai mare bine. Trebuie să iert ca ceva ce a fost rău să se transforme în ceva bun. Și Dumnezeu îți cere uneori să faci bine tocmai celor care ți-au făcut rău. Că a face bine celor care îți fac bine nu e greu, nu? Spunea Domnul Iisus Hristos, vă amintiți în predica de pe munte, că hai să vă citesc exact pasajul, că e frumos, Matei capitolul 5. Versetul 46. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Bun, ce înseamnă să fii desăvârșit? Înseamnă să faci ceva neobișnuit, cum spune versetul 47. Ce lucru neobișnuit? Ce lucru neobișnuit era în fața lui Iosif? Să ierte, să le facă bine, să le scape viața. Asta înseamnă să stai sub suveranitatea lui Dumnezeu, să nu te întrebi totdeauna detalii și să-i ceri lui Dumnezeu socoteală, chiar, Doamne, la ăsta ai să-i facă bine? Păi nu știi cât m-a vorbit de rău, cât... Dar n-ai cum să-l cucerești altfel. Mi-amintesc de Wurmbrand, care zicea, care a stat, știți, 14 ani în închisoare și a fost interogat, bătut, umilit în toate felurile. Și când mai stătea de vorbă cu câte un securist, un om rău din acesta, ofițer, intra, prindea și momente mai bune cu el, în care nu era înjurat, nu era bătut și schimba și vorbe mai normale.
Îl întreba pe ofițer de familia lui, de obiceiurile lui, de... intra puțin în vorbă cu el. Și câteodată oamenii aceștia care făceau atâta rău, da, intrau în vorbă și ei și așa, aveau nevoie și ei să comunice. Și atunci Vurbrand prindea prilejul să găsească partea umană acestor fiare umane. Și el spune că nu odată i-a cucerit pe acești oameni răi, arătându-le dragoste și bunătate. Și mereu spune asta, urăsc comunismul, dar iubesc comuniștii. Și când s-a întors din America după Revoluție, în 90, s-a dus direct la mormânt, a căutat mormântul fostului său torționar și a pus flori pe mormântul lui. Asta nu vine oricum. Asta este o putere de înțelegere a lucrurilor. Cred că s-a uitat de sus și a văzut și acela era un om chinuit de rău, de duhuri rele, de știu. Dar avea nevoie și el de înghiere, de iertare, de eliberare. Dacă Dumnezeu te poate folosi pe tine pentru aceasta, de ce nu? Tu, nu, sigur, nu vezi problema așa. Iosif în fața fraților lui. De, în locul, noi dacă am fost acolo, am fi ținut un discurs așa de refulare, să spunem tot. El i-a dat pe toți afară. S-a prezentat și a plâns cu ei. Le-a dat iertarea. I-a îmbrățișat. Deci știi că ai iertat pe cineva când îi vrei binele celui ce s-a greșit. Să nu mergem prea departe, așa am fost și noi, vă mai amintiți? Noi am fost rătăciți, munciți de tot felul de pofte, fie ai neascultării, ne uram unii pe alții, dar Harul lui Dumnezeu s-a îndurat de noi, ne-a cuprins, ne-a mântuit, ne-a dat o altă perspectivă, ne-a dat perspectiva de sus și am început să ne iubim unii pe alții și să iertăm celor care ne greșesc. Pentru că așa am fost și noi iertați. Și nu doar că trebuie să iertăm, ar trebui să facem ce a făcut și Iosif în plus, să le facem bine celor care ne-au greșit. Dar nu poți face asta dacă nu înțelegi cum lucrează Dumnezeu. Ce teologie ai? Și Dumnezeu ce face? Schimbă traiectoria răului ca răul să slujească planului său. Da. Deci uneori relele care vin peste tine, dacă tu știi să le contracarezi cu dragoste, cu milă, cu iertare, răul acela poate fi schimbat în ceva bun. Să-l câștigi, să faci neobișnuitul pentru cel care se așteaptă să te răzbuni, să faci ca păgânii. Deci, Dumnezeu în suveranitatea lui, înțelege Iosif, preia anumite rele care au venit asupra noastră ca să le redirecționeze spre binele nostru sau binele altora în planul său. Și aș vrea aici să clarific ceva, că atunci când ierți pe cineva, sunt niște detalii.
Întâi, ce nu înseamnă iertarea? Iertarea nu înseamnă că nu vei mai simți durerea ofensei. Că dacă cineva ți-a greșit, nu poți spune că n-a fost nimic, că păcatul nu s-a făcut sau... Nu. Nu poți juca teatru. Nu poți fi ipocrit și să zici, n-a fost nimic. Poți ierta, dar nu trebuie să te răzbuni. Lasă asta în seama lui Dumnezeu. Iertarea adică nu minimalizează răul. Doar decizi ca să-L lași pe Dumnezeu să-L rezolve. Ce înseamnă iertarea? Iertarea înseamnă refuzul de a te răzbuna, să planifici răzbunarea și să nu te consumi pentru a vedea neapărat justiția aplicată. Iertarea mai mult caută să facă bine celui ce a făcut rău. În iertare, concentrarea trebuie să fie pe celălalt, nu pe tine. Să-i dorești chiar lucruri bune celui care ți-a greșit. Pentru că iertarea nu așteaptă niciodată răsplată, recompensă. Iertarea ar trebui să fie necondiționată. Sigur, dacă celălalt își cere iertare, sunt niște lucruri preliminare. Iertarea caută restaurarea relației prin împăcare. Tu poți fi refuzat în încercarea ta, dar e partea ta, e datoria ta să faci tot ce depinde de tine. Cum spune Pavel, trăiți în pace cu toți oamenii, cât depinde de voi. Dar să nu te aștepți de asemenea ca iertarea aceasta, știți, să refacă relații cum erau înainte. Nu e nevoie. Relațiile se vor vindeca poate mai greu, dar cât te privește pe tine și pașii pe care ți-i cere Dumnezeu să-i faci, trebuie să-i faci. Pentru că uneori relațiile se vindecă și în funcție de seriozitatea ofensei care a fost la mijloc. Bun. Dar am învățat de la Iosif acest lucru. Iosif n-a pus condiții când i-a iertat pe frații lui. A fost inițiativa lui. Nu doar că i-a iertat, le-a scăpat viața, le-a dat hrană și lor și familiei, a făcut lucruri minunate pentru ei. Și mai învăț ceva de la Iosif, că iertarea este parte, întotdeauna este partea unui plan ascuns, mai mare decât îți imaginezi tu. La ce mă refer aici? Dincolo de iertarea fraților și de rezolvarea crizei economice a familiei, Iosif vede ceva mai măreț, mai profetic. Versetul 7 din capitolul 45. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie. Acest plan e mult mai mare decât planul de a-ți ierta, a-l ierta pe cineva care ți-a greșit și e un lucru foarte bun. Poți schimba lucrul acela, un rău în ceva bine prin iertare. Dar uitați-vă aici ce viziune are acest Iosif. El când se uită la toată situația de sus în jos, din perspectiva providenței, zice, Dumnezeu a îngăduit să trec prin aceste încercări, Dumnezeu îmi cere să iert, da, necondiționat, și să le fac bine a celor care mi-au greșit. Dar mai este ceva.
Nu eu sunt în centrul acestui plan, ci poporul. Poporul lui Dumnezeu. Nu persoana, ci poporul. Urmașii erau importanți. Poporul care creștea era important. Israelul era important. Mă întorc la Geneza 50 din nou, câteva pagini mai încolo. Iosif repetă aceeași idee, versetul 20. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Deci nu Iosif era în centrul planului, ci poporul. Planul mare, acesta ascuns al lui Dumnezeu, care îl poți înțelege, planul acesta, doar prin descoperire, cred că i-a fost dat lui Iosif. Iosif, ce ai vrea? Ai trecut prin multe. Ar merita să ai o viață mai bună, așa că te ridic, așa să fii al doilea după faraon, și nu cred că Dumnezeu i-a spus așa ceva lui Iosif. I-a amintit totdeauna, tu ești aici pentru că am un plan pentru un popor. Poporul important, nu tu. Tu ești un mic șurubel în marele mecanism al lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, noi așa suntem și astăzi. Suntem mădulari în trupul lui Hristos. Capul bisericii e important. Hristos, ce face biserica e important, da? Noi participăm cu ce putem. Îți trebuie smerenie și credință foarte puternică să recunoști că Dumnezeu are un plan mai bun decât al tău și mai măreț. Când Petru îl aude pe Domnul Iisus că urmează să meargă la Ierusalim și să moară, să fie batjocorit de preoți și așa mai departe, încearcă să-l oprească, vă amintiți, în Matei 16. Să nu cumva să se întâmple așa ceva. Și Domnul Iisus îi spune cuvinte așa care trebuie înțelese metaforic mai degrabă. Înapoi a mea, Satanul, gândurile tale nu sunt gândurile Dumnezeu. Eu am un plan, cu alte cuvinte, nu mă poate nimeni opri. Tu nu vezi acum. Tu vezi doar imediatul, strictul necesar. Dar eu am primit altceva de la Tatăl. Eu știu unde mă duc, de aceea spune în Luca 9 că și-a îndreptat hotărât fața să meargă spre Ierusalim. Știa că se duce la moarte, pentru că acesta era planul lui Dumnezeu. Petru nu vedea planul de sus, ci se uita doar de jos în sus la toate lucrurile, de aceea nu înțelegea. Deci, cred că așa suntem și noi. Nu vedem totdeauna panoramic, de sus în jos. Îți trebuie încredere în Dumnezeu, poate și o descoperire în plus, ca să vezi așa viața. Uitați-vă la voi, mă uit și eu la mine. Câte planuri ne-am făcut noi în viață, dar ce s-a ales din ele? Aproape nimic. Dacă v-aș spune ce plan am avut eu în liceu, ați râde și mie vine să râd. Dar Dumnezeu nu a văzut așa. Doar când mă uit în urmă, retrospectiv, și văd cum Dumnezeu a lucrat în suveranitatea Lui și cum a mutat lucrurile și m-a oprit de la merge în anumite locuri, să iau anumite decizii greșite, îmi dau seama că așa a fost de bun cu mine. Am avut eu o naivitate a mea, că toți avem. Avem o inocență. Nu vă pierdeți, vă rog, inocența. Cu ea va lucra Dumnezeu în viața voastră. Să păstrați așa miezul ființei voastre să fie curat. Să nu-l atingeți, să nu-l murdăriți. Și Dumnezeu va lucra de acolo și vă va da și lumină și călăuzire,
înțelege poate mai târziu. Tu vei vedea egoist lucrurile, foarte îngust. Dar Dumnezeu, planul Lui este mult mai vast, mai frumos, mai măreț, mai potrivit pentru tine. Din când în când trebuie să te oprești să zici, Doamne, iartă-mi gândurile mele, nu? Dărâmă-mi planurile mele și voia Ta să se facă în viața mea. Așa că Iosif a înțeles că trebuie să ierte pe frații lui. Era în planul lui Dumnezeu, era dorința Dumnezeului suveran ca să ierte pe aceștia și să, prin iertare, să se facă ceva bun. Prin iertarea lor, tatăl lor, Iacov, în sfârșit a ajuns și el în Egipt. Iosif a putut să se întâlnească cu el. Și linia poporului, sămânța aceea, s-a păstrat vie. Planul lui Dumnezeu continua. Și ca să fie sigur, Iosif când moare, sau înainte a muri, spune în capitolul 50, a avut o dorință foarte ciudată. Versetul 24. Iosif a zis fraților săi, eu am să mor, realist, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta, în țara pe care a jurat că o va da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure, zicând, când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici. De ce credeți că a cerut Iosif acest lucru, acest detaliu? Era un semn al încrederii lui, al credinței lui, că acest popor va ajunge în Canaan. Era semnul de încredințare. Voi, zice, când veți ajunge în țară și veți vedea oasele mele, vă veți aminti că ăsta a fost planul lui Dumnezeu de la început. Eu am participat puțin și acolo și eu. Dar asta va fi un semn ca să vi se întărească credința că sunteți în planul lui Dumnezeu. Ce frumos gest! Ce gest de credință! Așa a lucrat Iosif cu Dumnezeu. Eu cred că Iosif i-a iertat pe frații lui din toată inima. Poate că n-a fost așa instantaneu. Probabil că s-a luptat ceva vreme cu emoțiile, dar vedem în final că i-a iertat. Și acest lucru l-a făcut și să aibă o perspectivă mai clară asupra planului lui Dumnezeu. A avut teologia corectă. Dragi frați, când ierți, vei avea și o teologie corectă. Vei înțelege cum lucrează Dumnezeu, ce face El. De aceea s-a smerit sub suveranitatea lui Dumnezeu. A înțeles că trebuie să treacă prin aceste încercări. Dar noi, ce lecție avem astăzi? Practică. Cum reacționezi tu când ți se face o nedreptate? Când cineva îți face un rău? Cei mai mulți dintre noi, poate, ne suntem dezamăgiți, ne închidem în noi înșine, amărâți. Am tot auzit unii care nu mai vin la biserică că a fost jignită. Și că va veni înapoi în biserică când biserica o asigură pe ea, pe sora, că nu mai jignește nimeni. Asta este o scuză inventată, vă spun. E altceva ascuns acolo în inima acestei persoane. Vă spun pentru că e un caz concret. Și îl cunosc foarte bine. Bun. Alții, când sunt răniți, jigniți, în sfârșit,
se înneacă în autocompătimire. Adică tot timpul vorbesc despre ei, se vede pe ei în centru și așa, tot sinele lor îi înneacă. Nu mai văd pe nimeni, nu mai au variante. Sau unii dintre noi începem să-i vorbim de rău pe cei care ne-au rănit, ceea ce este mai rău pentru sufletul tău. Sau să-ți reamintești în permanență răul care ți s-a făcut. Trebuie să scapi de asta. Trebuie să ceri eliberare, să-ți mărturisești. E un păcat, să știți. E al vostru. Când ții toate aceste lucruri, e păcatul acesta al amărăciunii. Are sentimentelor. Când te umpli de ciudă și spune în Evrei 12 că nu numai tu ești tulburat, dar îi tulburi și pe ceilalți, lăstarii de amărăciune. Iar alții, cum reacționăm? Încercăm să ne răzbunăm imaginar, că așa direct nu putem, dar în imaginație. Ați încercat vreodată asta? Așa ți-aduce oarecare satisfacție, nu? Că știi că nu ai făcut niciun rău, dar în imaginația ta. Poate că de-aia te uiți la multe filme din astea de răzbunare. Îți dau idei. Da. Renunța și la această variantă. Pentru că și în imaginație poți păcătui și te poți umple de mai mult rău. Iar unii, îmi pare rău să spun, dar când li se face lor rău de alți oameni, se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, ceea ce nu-i corect din niciun punct de vedere. Acestea sunt variantele firii pământești. Ce învățăm de la Iosif azi și de la Domnul Hristos este varianta Harului. Eu văd în atitudinea lui Iosif mult har, foarte mult har. Și de aceea a putut să ierte. Așa cum Domnul nostru, Iisus Hristos, în ultimele momente ale vieții Lui, nu s-a răzbunat. Putea să o facă. Vă amintiți la cruce ce s-a întâmplat? Încă o dată scena. Mereu mă urmărește această imagine. Hristos pe cruce a început să fie batjocorit de toți de acolo. Știți că toți îi cereau același lucru? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te jos de pe cruce și mântuiește-te, salvează-te pe tine și apoi salvează-ne și pe noi. Au făcut-o trecătorii, au făcut-o lideri evrei, au făcut-o chiar și tâlhar la început, unul însă s-a luminat pe parcurs. De ce Hristos nu s-a răzbunat când era pe cruce? Pe toți cei care erau acolo și a făcut atâta rău. De ce Hristos nu s-a dat jos de pe cruce, dar a făcut altceva? Bun, vă dau răspunsul pe scurt, pentru că dragostea nu se dă jos de pe cruce. Pentru că dragostea nu se mântuiește pe sine. Dar Hristos mai face ceva acolo pe cruce. Îi iartă pe toți cei care l-au batjocorit. Are grijă de mama lui și de iertarea tâlharului. Deci tu ești în suferință. În loc să te gândești la tine și să te pregătești că pleci, în timp ce el suferea, se gândea la alții și a dat iertarea. Numai Hristos putea face asta. Și un Iosif, și unul ca tine, care e împuternicit de Duhul lui Dumnezeu. Aceasta e lecția de astăzi. Când ai o înțelegere corectă a providenței lui Dumnezeu, când accepți că Dumnezeu e suveran, viața ta și în circumstanțele vieții, să faci ceva neobișnuit, să ierți unde poate nimeni nu se așteaptă să ierți,
să nu numai să ierți, să faci bine celor care ți-au greșit, cum spune Domnul Hristos, să te umpli de har și dacă Dumnezeu îți dă harul acesta, să-ți vezi locul în planul lui Dumnezeu. Asta ar fi minunat. Ar fi un bonus pentru noi toți. După ce trăim așa cum ne cere Hristos, sper că veți face asta și să extindeți iertarea pe care voi ați primit-o, să o dați și altora, să ne dea Dumnezeu un semn că suntem în planul Lui, că ceea ce am făcut este pentru că El ne-a cerut lucrul acesta. Acestui Dumnezeu suveran și plin de har, Lui să fie toată slava vecii vecilor. Amin.